toate jocurile noastre vor vira înspre o direcție de la sine înțeleasă. Toate jocurile vor fi cu băutură de azi înainte. Diana e cu noi pe fir și ne ajută ea pe noi cu un pronostic și noi pe ea cu un posibil premiu grozav. Diana, bună dimineața! Bună dimineața! De unde ne privești? Timișoara. Ce tare! Cum e vremea la voi? V-a nins? Nu, deloc. Ați scăpat ușor. Diana, gătești de felul tău? Da. Ai pus un înainte de da? De ce? Ce se poate? Cât poate fi de ușor? Okay. Ceva prăjit și simplu și atât. Avem pentru tine o tigaie grozavă, vine de la aloshop.tv. Colegii noștri ne dau mână de ajutor în săptămânile astea. Tigaia nu se prinde de mâncare. Pe nimeni. Cum nu te prinzi tu de glume? S-a întâmplat ceva? Mâncarea nu se prinde de tigaie, tigaia nu se prinde de mâncare. Important e ca tigaia să se prindă de bucătar. Bun, câștigi tigaia. Dacă ne spui care din echipe va termina mai repede proba noastră cu hârtie igienică și băutură, nu mă întreba mai mult. Fetele sau băieții? Fetele. Crezi că fetele se vor... Bun, bun. Mulțumim pentru pronostic. Dacă vor reuși fetele să termine primele proba, atunci vei câștiga tigaia. Bravo. Da. Știu ce, sunt foarte lent în gândire asta, se simte? Nu, nu. Ești ca tigaia. Ești ca tigaia, nu te prinzi niciodată. Nu am ceva. Ești la tigaia aia de atunci. Nu mă țin și eu de Ramona cum se ține mâncarea de tigaie. Băi, aș vrea să spun că premiul cel mare la acest concurs nu este nici măcar titlul sau... timingul. Nici tu nu ești foarte bine azi, bravo. Da, ce este rola de hârtie la mare căutare în această... Nu, dăm ore, folosim de aia, vă rog să... Dar care e ideea? Ce facem, Dani? Vă explic imediat dacă stați un pic și-mi dați și mie un pic de răgaz. Bine. Ia un pic de răgaz. Concursul începe în momentul în care eu zic 3, 2, 1, start. Bravo. Vezi când dai direct în bec. Atunci când eu spun start, e primul semn că... S-a început concursul. Vezi că îți faci becul țarcă. Nu, că nu s-a eu. Și ți-o spuse. Deci eu voi spune la un moment dat. Să se închidă televizorul deodată. Nu știi clipul. Aoleo. Dați referințe de pe net? Da, normal. Cum dai tu din manele? Mame, dacă nu e TikTok, mă... De ce ai desfăcut-o? Nu trebuia. Ce ai desfăcut-o, mă? Nu trebuia. Stai un pic, nu-i problemă. Luați mâinile de unde le aveți. Bun. Nici trețule. La un moment dat eu voi spune 3, 2, 1, start. Asta înseamnă că atunci când spun start, începe... concursul. Foarte bine, de ce? Da, excelent. Bravo. Bă, tu faci niște conexiuni logice care mă uimesc de fiecare dată. La momentul la care eu spun start, voi veți desfășura hârtiile igienice până la capătul cealaltă al mesei, pe capătul exterior al hârtiei, adică aia... Cum să o zic eu? Care deci, Dani, stai așa, stai așa. N-am înțeles. Facem un fel de tag. De aici din capăt, de aici din capăt, rulăm hârtia. Aici va fi rola, acolo va fi capătul. Pe capăt, vezi, spune că e un pahar cu bubbly, care este șampanie de copii. Vezi la becul ăla? Ce mult, ce trăiască! S-a întâmplat ceva? Nu, să fac o demonstrație. Orice bărbat adevărat trebuie să poată să deschidă un spuman. Atât cu bum, cât și fără bum. Ia deschide-l tu fără bum. Face dragoste. Poate să o facă mai cu wow sau mai pe... Dar nu trebuie agitat un pic înainte? Este, dar nu, aia este la concursul. La un... Nu, Răzvan, nu desfă. Așa arată șampania de copil la interior, că de obicei are o folie peste. Așa arată la arată interior. Bine. Sincer, nu e o culoare foarte... 45 de grade. Și degetul pus unde trebuie. După care la mulți ani trăiască. A, tu ne pui asta? Hai să bem, nu să mai jucăm. Pune și ceva. Aș vrea și o gură, sincer, că n-am mâncat nimic. Nu! Aș vrea o gură, că n-am mâncat nimic. Am înțeles. Două pentru fete, două pentru... Pune trei pentru fete. Că nu știu unde o să dorm la noapte. Da. Bun. Repet, eu voi spune 3, 2, 1, start. Că și un start înseamnă că jocul a... început. Bravo! La momentul respectiv, rola de hârtie igienică se va desfășura cu rola înspre voi și capătul de utilizat spre public. Pe capăt veți pune paharele, asta care vă întoarceți la rolă și înfășurați.
primul care ajunge prin înfășurare cu gura la pahar. Lasă-mă să ghicesc, câștigă. Bravo. Problema este că veriga cea mai slabă va defini echipa. Deci, dacă tu ești foarte iute și Florin foarte lent, deci facem media. Și fetele termină înaintea lui Florin, ceea ce ar fi normal, atunci voi ați pierdut și ele au câștigat. Ați înțeles? Am înțeles. Este principiul verigii. Ce se întâmplă aici? Ați făcut atâta risipă. Nu, păi, am pus-o deoparte cu o refolosire. Ca să am, da, să avem de rezervă. 3, 2, 1, start. Fiecare cu metoda lui. Eliza, ai luat-o invers, dar nu contează. Ce-i? A, da, adevărat. Haide pe capes, băieți s-au descurcat un pic mai repede. Și începem să rulăm. Cel mai slab contează. Cel mai slab contează, Eliza. Cel mai slab contează. Am avut acolo. Hai Răzvane, hai Răzvane, că suntem aici. Da, Liza, ții cu mine sau cu ursul? Cursul, se pare, dar vreau să țin cu tine. Jocul este inspirat de pe net și vă reamintesc că acest joc poate fi practicat de Crăciun, de sărbători, de Sfântul Vasile, de Sfântul Ștefan. Ce fac, domnul Dani, că am ajuns la... O ajungi cu gura la ea. Prima este Ramona. Al doilea Florin, al treilea Răzvan. Și ultima Eliza. S-a ajuns cu gura la așa. Foarte bine. Asta a fost runda întâi. Da, dar trebuia să le și bem sau cum, că eu așa am crezut că e jocul, că trebuie să bei paharul. Arde jos hârtia retractată. Stai așa, băi, sunt foarte prost astăzi, dar joia, vreau să-mi fiu joia, sunt foarte prost. Nu doar joia, da. Totdeauna. Hai, dacă n-am băut cafea, dacă nu înțelegeți la mine. Miercurea ești forță. Deși Ramona a fost prima, principiul verigii slabe a confirmat. Ele au pierdut concursul. Apoi, dar stai așa, nu mai avem a doua probă? Începem runda în trei, bă, stai, care runda? Ce uite, ce e jos? Băi, fetelor. Ca la toaletă la eu nu, uite, eu ce-am adunat. Dar de ce e așa la fete la toaletă la clubă? Dar n-ai fost la fete la toaletă, nu așa se face un urman atât. Ele? Ne place să stăm pe moale. Ne place să stăm pe moale. Băi, mene. De la fel? A, de la capac, mă. Da, mene. Da, mă, înțeles. Râdeți, voi râdeți, dacă ne mai închidă ăștia odată, o să mă căutați? Păi, ce frumos miroase. Tu nu-ți cumperi de asta, nu? Nu prea îți dai seama. Vezi și câte straturi. Avem miroasea pisică. Începem. Păi nu mai refolosi. Runda a doua. Ce, tot așa jucăm runda a doua? Da, că voiam să vă zic un banc. De la început vreau să vă zic un banc. Banc de pandemie. Acum, în timpul concursului. Ascultă-mă, când avem altceva de făcut. Schimb scobitoare, folosește la un capăt cu hârtie igienică, folosește pe o parte. Nu știu, dar mi se pare. Nu, e bun, nu? Să te ia pe tine. Ești contra mea. Hai. Acum te gândi. Mai am unul. Nu, mulțumim. 3, 2. La fel? Runda a doua. 1, start! Hai că aveți altă tactică. Zan s-a organizat mai bine, s-a prins deja. Ce faci, mă? Să dau un pic de culoare. E normal. Adu-ți două scaune. Dacă mergi paharul, pierzi. Nu mă e bără. Avem timp. O, nu avem timp. Să facă, nu iau jocul în serios, Eliza. Aia fac. Ce n-ai bărbătut? Da, Răzana a vărsat paharul. La mulți ani 2021, sănătate. Este. Nu mi-e că am pierdut runda, mi-e că am pierdut bucata aia de... De asta v-ați oprit pentru că l-ați dărâmat. 1-1 la runde, trecem la runda a treia. Răzvan, te rog să pregătești. Paharele vor veni pe masă. Păi da, dar la mine e udat. Paharul tău a terminat înaintea ta. Vă reamintesc că aceste jocuri se pot juca în intimitatea casei noastre, cu nașul, cu finu, cu vecinul Costică. Aveți grijă câte runde jucați, însă că s-ar putea să... Hai, mă, să ștergem masa. Rămână peste noapte, dacă mă înțelegeți. Că nu o să ții masa aderență. Da. Porta de precare va fi prea ușă. De ce la jocurile astea... Dacă era de șampanie de aia bună, o beam direct de aici. Lingeam masa, ți-am zis să nu bei. Tu îți uiți. De copii. Bă, dar cum dăm la copii prostia asta? Dar nu e corect să dăm la copii așa ceva. Nu e, nu e. Și mai ales la tătici. A, deci în asta bagă tăticii vodka, am înțeles. La petrecerile de copii, unde în mod curios nu vor băutură, la toți miroase ceva. Începem runda a treia, paharul pe masă, vă rog să fiți pe masa mea, paharul. Mă nebunești. Începem, da, știu, mi s-a mai spus. Dar doar joia. Deci, hai. Aș pe... Nu v-a zis că-s la gălușcă. De ce ți-ai pus în aia, mă?
Nu fac toți drojdierii la colțul blocului așa, deși nu le place să-mi strâmbă beau toată sticla. Începem în 3-2-1. Startul unda Tea este 1-1, vă rog să luați jocul în serios. Dacă vor câștiga fetele, dacă vor câștiga fetele, Diana va câștiga premiul. Dacă nu vor câștiga fetele, din păcate Tigaia rămâne la noi. Răzvan, cu tactica unui somelier. Eliza, vezi că trebuie să răsucești. Ramona, ce faci? Ai pierdut paharul? Nu l-am pierdut, doamne, ferează. Băieții mai pe bătrânește, dar uite ce departe sunt. Hai, Eliza, ești... S-a vărsat paharul, Eliza. S-a vărsat pe jos, Eliza, mă tragi în jos. Total neserios. Am avut masa denivelată. Da, acolo s-a luat picioare. Nu se poate așa ceva, rog. Olivia, Olivia, Brindisi. Nu mai bem. Dragii mei, îmi pare rău, colegii mei sunt total neserioși din motivul ăsta. Pasiunea mea, urocultura. Îi dăm noi Diane, cum o cheamă? Să-mi scrie mie în privat, am eu două. Bine, îi trimitem Diane din cauza Elizei care ne serea să-i trimitem cadoul de astăzi, dar mâine nu mai fac niciun fel de rabat la treaba asta. Jocul e joc, concursul e în concursul loc, să luați în serios lucrurile astea. Da, da. Vine nașul pe la voi de sărbători și o să vă bateți de la un joc curtie igienică, parcă și văd la știrile de după amiază. Un cetățean a fost... Te declar prezentatorul zilei de joi. Ești cel mai bun host. În urma unui scandal, s-a venit în casa unor cetățeni din... Un naș a fost ucis cu mai multe lovituri, bătut cu bradul. De la ce v-ați luat? De la un joc pe care l-am văzut la Neața. Cu urtie igienică, da. Și bubble. Noi am vrea să-i oferim distinsei noastre prietene premiul, da, în numele câștigătorilor. Da. Pentru că ești... Na, nu e ușor să stai în casă cu natanticul. Atunci trebuie să ai măcar partea ta de consolare, cum ar zice James Bond. Haide să nu e deloc ușor să stai cu ăla în casă. Nu e nici greu. Haide să trecem, dragii. Depinde mei. De ce parte. Chiar nu înțeleg de ce nu luați în serios prezentatorul. Miroase a lavandă, probabil. Hai să vedem.